bombardier pe șosele. PH63GYK și 43GYK. 39 de metri de fag. Bombă cu neutron. Limitatoare de viteză lipsă. Nu mai trebuie asta. Alo. Nu știu ce o fi făcându-o și poliția, că văd că nu. Ia. Face scăpat. Alo. Alo. Alo, până... Alo. Alo, să rămâi de ele. Bună dimineața. Doamnă, mă... Mă numesc Nițu Robert Gabriel, am ieșit din Câmpina, ne îndreptăm către Băicoi. Gabriel. Da, ascult. Ne îndreptăm către Băicoi, sunt pe DN1, PH63GYK pe remorcă și PH... Da, un pic, deci vă îndreptam către Băicoi. Da. PH63GYK pe remorcă, PH43GYK pe cap tractor. Mai repet, vă rog, pentru că nu pot nota. Deci, bravo, PH63GYK pe remorcă. Dor, e? YK. Dor, kilogram. Da. Pe remorcă, da? Și 43GYK pe cap tractor, culoare albă. Am intrat în Bănești, ne îndreptăm către Băicoi. Am intrat în Bănești. Da, deci are supratonaj, are omul, are 70 de tone, cred că... Nu se poate așa. Dar sunt după el, îl filmez, aștept să-l oprească poliția. Dați-le numărul meu de telefon, vă rog, dacă nu vă apare vreun daiu. Vă rog frumos să amânt fără de interes. Bine, da? Bine, domn. Bine, mulțumesc. Da, să vedem. Dacă nu ia numărul de telefon, cum poate să... Mă contactez cu poliția să le spun unde sunt. Omul este bombardier pe șosele. Vă dați seama, 40, ce are el aici? Peste 40 de tone are numai marfa. Și cu 15 sunt 55-60 de tone are. Da? Vă mai mirați de ce se răstoarnă camioanele cu lemne, cum s-a răsturnat recent acum de câteva zile cel de la Apahida. Apahida Cluj. S-a răsturnat, eu o să vă arăt și poze când o să mă opresc. Să le mulțumiți domnilor de la ISCTR și poliție că și-a făcut treaba. Așa am ajuns să fim victime pe șosele. O singură centură a pus el pe o parte, o singură centură pe cealaltă parte, bine că alea oricum le-a pus degeaba. Ăla care este acolo, dacă a pus o frână, știți cum zboară la de sus? Ăla care e peste rocoanții. Sunt doi mari care sunt peste rocoanții, dreapta și stânga, dar mai ales ăla din stânga de acolo. Ăla cocoțat așa, zici că e pom de Crăciun. Ăla când a pus o frână sau s-a întâmplat ceva, știți cum zboară în capul la o familie nevinovată. Dar nu vă spun ce viteză merge omul. Da. Să vedem. Mai avem poliții, mai avem ISCTR. Scoatem oamenii ăștia după prin birouri. Să-i punem la lucru. Da. Deci omul ăsta astăzi trebuie să rămână fără numiri de matriculare, să fie sancționat contravențional. Numai dacă vrea poliția să facă chestia asta și ISCTR-ul, că unii își fac treaba, alții nu sunt, nu își fac treaba. Cei care nu își fac treaba ajung la parchet, cei care își fac treaba le mulțumim pentru colaborare. Bineînțeles că domnul Cioabă este cu noi,
spatele meu și alergând după oamenii cinstiți ai mafiei lemnului. Da? Ei sunt cei mai cinstiți oameni, ei sunt. Duc un camion în loc de două. După care vă mirați de ce au dispărut pădurile, de ce s-au întâmplat atât de multe accidente. Da, o să vedem cum decurg ostilitățile cu poliția, că până acum am ieșit de acolo din unde m-a sunat doamna din Bănești, ar fi trebuit să-l cam oprească, da? Nu știu, vedem. Da? Bună dimineața, de la poliția de neumul de la acest moment. Da, mă rog. În legătură cu transportul ăsta, cu bateriale, da. Păi suntem pe terenul, am ieșit din Bănești, unde e biserica asta, care e pe bisericuța asta, chiar aici, în dreptul ei, ne ducem către Băicoi. Vă ducem către Băicoi? Da. Eu am înțeles, dar a zis pe cerabea că veniți spre Câmpina. Haideți că veniți după dumneavoastră, dacă reușiți să vă prindeți. Da. Haideți, haideți că sunt după el aici, nu-l las. Bine, mulțumesc. Deci, cam asta e treaba cu... Da? Doamna, a înțeles că eu vin dinspre timp. Deci, doamne, nu mai spun nimic. Nu mai spun nimic, bă, fraților. Totuși, 7 dimineața, a trebuit să trezească toată lumea. Am vorbit românește, am vorbit studiclar, am spus că ies din Bănești, mă întreb către Băicoi. Doamna, a înțeles invers. Asta e, ați văzut ce greu, a înțeles și numele de matriculare și tot așa. Da, să vedem, poate scăpăm până la urmă. Alo, bună dimineața, am sunat mai devreme la dumneavoastră cu camionul cu lemne. Noi... Vă rog, da, nu, noi am intrat în Băicoi, deja de la de acolo, nu știu, de la, nu mai dați la DN1, că cu rutiera n-am făcut nimic, am ieșit de acolo. La Băicoi trebuie să-mi dați. Vă dau la Băicoi. Da, dați-mi la Băicoi. Poliția Băicoi. Incredibil, fraților, deci nu numai că pe ăsta nu-l vede nimeni, dar nici colaborare nu există. Doamna s-a trezit cum s-a trezit și l-a dispecerat. Nu o să spună ce trebuie să spună la poliție. Continuă pe DJ 100. A spus cu totul altceva. Domnii n-au avut cum să ajungă. De la dispecerat, de aici, de la Băicoi,
au linia ocupată, nu că ar suna cineva cu noaptea în cap, păi 7 dimineața. Nu, au ei chef. Da, linia e ocupată. Nu mai răspund nicăieri, nici la IPJ, nici la Băicoi, nici nicăieri. Ce să faci, ce colaborare să ai cu poliția când ei? Haideți, dați-l la Plopen, că văd că la Păicoi nu-i nimeni, suntem în oraș, merg după el, dați-l la Plopen, că acolo. Vă rog. Haideți, vă rog, vă rog. Sună până să răzgândește, ieși din localitate. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Când sună? Cum sună? Poate așa ceva. Bună dimineața. Bună dimineața, domnul Robert Gabriel? Da. De la poliția Băicoi vă deranjez. Da. Deci, ce faci super pe jos? Deci, îmi spuneți legătură cu camionul? Da, sunt chiar în Băicoi, pe 100F. Deci suntem în centrul localității. Deci pe strada asta care duce, care traversează centrul. Pe 100F suntem. Ne dă dreptă către Plopeni. Centru? Da, domnule, ne îndreptăm către Băicoi, către Plopeni. Sunt chiar la Lidl. La Lidl, gata, am înțeles, gata. Haideți până la Plopeni să-l oprim, că îi alerg după el de o jumătate de oră. Da. Da? Bine. Ce? Să poate așa ceva. Omul ăsta, fraților, este un pericol real pentru siguranța traficului rutier. Din conștiința unora de a se îmbogăți rapid, poate face chiar victime. Mai bine să prevenim chestiile astea și totodată să nu se mai cari pădurea la dublu. Acum, în momentul ăsta, cu astfel de bombardier, pădurea este cărată la dublu, adică cu supratonaj. În loc de două camioane, duce unul. Toată lumea este în avantaj. Toată lumea din mafia lor de acolo, nu lumea care cotizează la bugetul statului să își facă instituții datoria. Da, vă rog. Vă rog. Deci am spus, am trecut de Lidl, sunt pe 100F, ne îndreptăm către Plopeni. Pe strada Independenței. Da, da, suntem în Băicoi, ne pregătim să ieșim din Băicoi. Am înțeles. Bine. Către Plopeni. Da? Da. Bine. Că se poate așa ceva. Nu știu, nu înțeleg de ce atât de greu. Că normal, poliția trebuie să fie pe traseu, da? Nu mai zic să oprească, că asta deja prea mult. Credeți că ăsta e prima zi când vine el pe aici, pe Băicoi, că trece pe centrul orașului? El trece prin centrul orașului, deci nu să eschivează omul să ocolească sau să o ia pe nu știu pe unde. N-are frică din nimeni. Batman, pe șoseli, el este. Haideți să-i dăm o lecție astăzi cu SCTR-ul.
și cu poliția, că n-are limitatoare, ceea ce văd aici din spate, da? Bani la buget. Dar să vină ISCTR-ul să-l articuleze conform legii. Să-l articuleze convențional. Aude. Ăla de sus de acolo, la o cea mai mică, la un cel mai mic derapaj, a căzut. Să vă arăt și avizul, să-l vedeți. Eu ne-a crezut 39 de metri cubi. Inconștiență totală. Da, să vedem dacă vine poliția, încă sunt după el. Gata, vine poliția. Nino, 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 Nino. Nino, 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 Nino. Ia uitați. Gata, l-au oprit băieții profesioniștii. Ia să vedem, poate îl vor conduce, nu? A, nu, e bine și aici, dacă nu... Îl conduc în alte părți. Ia să vedem profesionistul cu 60 de tone. Domnii profesori! Ceabă e cu noi, nu lipsește niciodată. Ia uitați Bușteanu cum se duce la fabricile străine. Atât, oprește-l că la Ionuț. Solicităm ISCTR-ul pentru supratonaj și lipsa limitatoare de viteză pe spate. El, fără să-l vadă nimeni, da? Cum umblu el fără să-l vadă nimeni. Numai marfa este de 30 ceva de metri de tone, 40 de, numai încărcătura. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Omul ăsta nu l-a văzut nimeni niciodată. Cum umblă el pe... Cu umblă el cu moartea prin oraș. Ia uite. Mamă, mamă, nu știu cum se vede pe filmare, dar sunt buștenii aia de sus de acolo. Aia sunt criminali, adică doar să cadă. Săraca remorcă a făcut cocoașe. S-a cocoșat. S-a cocoșat remorca. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Așa ceva n-am mai văzut de mult. Ia uite. Ăsta are peste 60 ceva de tone. Să vedem ce ne spune domnul Ceabă, dacă mai trebuie să-l cubăm sau nu mai trebuie, că eu unul sunt în dubii. Ia să-i spunem să vină, să se uite mai bine și din partea asta. Domn profesor! Domn profesor! Leo, profesor, vino aici să te uiți, vino cu-a. Nu o să vezi mai bine din partea asta, dacă mai cubăm sau nu.
deocamdată să fac investigații, să fac mai ceva ca poliția, să fac poze, să plimbă de la activist la activist. Să... Ia, gata? Ai trimis la bază? Ai trimis la baza de la Suceava? Bază de date. Da. Hai să vedem, hotărăște dacă mai facem mai cu bun, nu mai cu bun. Dar uitați-vă cum este, da, cum este remorca, voi, oameni buni. Deci, ei. Nu plecați. Da, de solicităm în SCTR-ul, pentru asta am sunat. Omul are 60 de tone, 45 de tone numai în masă. Dar dacă o să facem verificarea pe răspândită materială, da, v-am spus, corespunde... V-am spus pentru ce am sunat noi. Și am văzut care e lipsa limitatoare, puteți să-i dați și dumneavoastră să am sigur. Limitatoare, limitatoare. Da. Încă se fac verificări. Sper să avem o bună colaborare cu SCTR-ul și cu poliția din această zonă. Niciodată n-a mai fost deranjat omul. Este limpede că a făcut ceea ce a vrut el până acum. De aici încolo, domnul profesor, l-ați trecut pe caiet? Pe caiet, l-ați luat în evidență? Da, bun. Deci dacă l-a luat și domnul Ceabu în evidență, da, l-a ridicat. L-ați băgat în calculator, da? În computer. Bun. E băgat și în computer, deci stați liniștiți că nu o să mai facă ceea ce a putut până acum. O să deranjezi nimeni. Fagul sub 1000 nu este niciodată, deci în toate cărțile servicii. Și el are fag și are 39, ce a spus el, dar are mai mult. Și cu 15 camionul... Eu am zis minimum 1000, că nu există sub 1000 fag, oricum ar fi el. De la 40 până la 60 de tone, are 20 de tone în plus pe care le transportă el, așa... Pericol pentru siguranța traficului rutier. Riscuri enorme. Remorca asta a dat pe spate, nu știu cum o vedeți dacă... Da? Ia uitați cât e de lăsată, cât e, cum sunt cauciucurile. Da? Ca să... Uite. Ăsta când a făcut bum, a căzut, a și omorât pe cineva. Ia uitați cum e muntele Caraiman, cum e cocoțat acolo. Pe... Și locuanța asta e plecată. Uite, asta e plecată. E plecat. Da, deci lipsesc limitatoarele de viteză, da? Să i aplicați dumneavoastră. Da, da, da. Așteptăm SCTR-ul pentru asta, da? Da, da, da. Așteptăm. Foarte bine, foarte bine, foarte bine.
Da, da, sigur. Da, nu, că suntem obișnuiți. Da. Sigur. Sigur. O să facem și da, 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 faceți că am merge la sediu. Cam obosit. Da. Și va rămâne acolo până va veni să cerem. Da, 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 foarte bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Aplicați deci. Notați-mi datele. Vreau să vedem dacă e cam obosit. Zero, da? Sunteți promis, nu? Nu vă e frică să mergeți cu mașina așa? Nu se cetere, nu v-a oprit niciodată până acum. Ai, nu, 42 de ani de muncă nu mă nu, anul ăsta, pe anul ăsta vorbesc. Păi să avem abonament la ei sau cum? Păi de-aia, că dacă vă oprești de 3 ori, deja nu mai trebuie să închideți prăvălia. Ai de cazurile de scuri, n-ai de cazurile de scuri. Da, haideți că vă ajutăm noi să rezolvăm. Da. Bun, omul merge la poliție și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Disponibil, o să ne întoarcem, o să mergem la balastier, una da. De balastiere care sunt omologate da, de da, la Florești, da. Pentru că asta e procedura. Da, da, sigur. Ne veți urma. Da, 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 mergem acum, gata, 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 sigur. Așteptați. Așteptăm, așteptăm. Sigur, da, 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 când vreți dumneavoastră, da, da. Gata, a plecat cu poliția DNA șoferul. Este în custodia oamenilor legii, da? Îi așteptăm cu mare drag să cheme ISCTR-ul. Deci s-au întors domnii de la poliție cu șoferul. Probabil i-au sugerat să... De fapt, i-au sugerat că are și posibilitatea să refuze cântarul. Din păcate avem și o astfel de lege nedreaptă și să fie sancționat cu 10.000 de lei. Da, cu 2.000 de euro pentru chestia asta și să-i să ridice numele de matriculare. Uite, să verifică traseul, să vedem ce dacă refuză cântarul sau nu, să-l lase aici că să nu mai vină ISCTR-ul. Ce ați făcut? Ați refuzat cântarul la poliție? Sau mai așteptăm ISCTR-ul? Nu știu că nu mi-a spus zile. Nu? Aveți post... Poftim? Păi nu, că aveți posibilitatea și cu poliția să refuzați cântarul, vă da amendă și plecați acasă, să nu mai stați toată ziua după ISCTR-ul aici. Păi întrebați că da. Au și posibilitatea asta. Să vă sancționeze ca să nu mai... Da, păi de asta, să nu mai stați aici astăzi, degeaba. Acum... Se vede. Domnul, dacă refuză cântarul, puteți dumneavoastră să sancționați cu 10 cu 10.000 de lei și îi luați numele. Adică aveți. Da, da. Dacă refuz, dacă nu, da. Da. Dacă vrea să refuze, care vrea. Nu, a, bun dacă nu refuză. Da, haide să mergem, că nu refuză cântarul. El azi când a știut, vedem acum ce să cântărească. Bubuie cântarul. Nu refuză cântarul, fii atent, ce om cistit. Cum?
Ia uite, asta e biroul nostru aici. Bine că nu refuză, măcar vedem câte tone are. Da, da, hai să mergi. Hai să mergi. Plus sancțiune la... Da. Deci 10.000 de lei pentru tonaj, refuză și... Da. 1300 de lei că nu are aplicate. Dar trebuie să-i luați și numele de matriculare. Că nu are aplicate. Deci asta e complementar, trebuie luate și plăcuțile, că el trebuie să plece de aici cu jumătate, să vină alt camion să așa spune legea. Deci el nu mai poate să plece cu atâta aici. Chiar dacă îi dă sancțiuni. Nu, sancțiunea nu protejează participantul la trafic cu absolut nimic. Poate până la 15 km cât mai e de mers, poate să-i cadă în cap cuiva sau să întâmple un accident după care să vină altcineva să ia lemn. Da, să ia lemn. Vreau să-i luați, să vă pădea numele de matriculare și dați 10.000 de lei sancțiunea și cu limitatoare. Da, da. S-a răzgândit. Vezi? Ai zis tu bine că îi dădea 300 de milioane cu tonajul care îl avea. Numai că s-a răzgândit. Refuză cântar. Cum? Păi de asta, da. Mai bine tăceam din gură. Zic... Cum? Ia, i-am zis ia nume, da. Mai bine tăceam din gură, poate îl ducea acolo la... Nu? Da. Da. Bă, bine, mai greșim și noi, că... Eu m-am gândit că să nu stăm aici degeaba, că el oricum dacă vine ISCTR-ul îi spuneau ISCTR-iștii, da? Numai că n-a venit ISCTR-ul, a rămas că cântărește poliția la cântarul pe care îl are la unde a spus că l-are. Dar el n-are voie să plece de aici. Bă, asta i-am spus și la polițist, că trebuie să predea numele de matriculare. N-are cum să plece astea, doar descărcat la jumătate. Să plece, că atunci n-a făcut nimic. Păi asta e. Bun, ca să... Ia, să înțeleagă... Opa! Să înțeleagă lumea, deci 10.000 de lei și 1.300, da, cu limitare. Cât sunt? 11.300 de lei. Bani la buget, din care noi nu luăm nici un leu. Așa că înjurați-ne pe noi că aducem bani la buget cu mafia lemnului. Acolo vă dădea peste 300 de milioane dacă mergeam la cântar. Să-i să vii tu să-mi iei lemnele, că mi-a numerele, la remor. Dragi, măcar să mă lase să o las la poartă la voi, fără numere, dar să o las la poartă la voi. Unde-ți văzcați? Da. Haide. Unde? Haideți să vă cântărim, dacă trebuie să vă iau plăcuțele după să intrați cu ele în legalitate și sigur nu o să intrați în legalitate. Mai credeți la tonaj mai și bine vedem așa. Ce da. Este haideți, și... haideți să mergem. Păi sigur nu o să intrați dumneavoastră în legalitate cu el și... Continui deplasarea. Păi da, vă sunăm iar. Vă sunăm iar. Mai bine măsurăm tonaj, da. Vedem cât are o sancțiune frumos și gata. Da, o sancțiune mai mare așa, haideți. Vezi, bă, că nici Dumnezeu nu vrea să scapi omul ăsta, nu vezi? Că eu am fost băiat finuț, am încercat să-l salvez totuși, dar nu se poate. Uite, asta da poliție, vezi? De asta îmi plac mie polițiștii ăștia care sunt în spiritul legii și al cetățeanului, da? Uite, de polițiști de ăștia avem noi nevoie în țara asta. Ia uitați-l, uitați-vă voi cum arată elefantul ăsta. Cât de mare. Ia uitați-l. Ia uitați cum rulează el cu tonajul ăsta. Uitați-vă la el ce frumos arată. Ce bușteni bolnavi din pădure a adus omul ăsta. Toți să mâncați de gândaci, de șoareci. Gata, am ajuns la cântar. I s-a mai împlinit un vis patronului. Gic. Pe hașa este Gicu, domnul Gicu. I s-a mai împlinit un vis astăzi. Vă ajutăm și noi
cât putem. Când nu mai putea, nu vă mai ajutăm. Ia uitați-vă, uitați-vă voi la omul ăsta. Ia spune, domnule, ce vrei, domnule, dumneata? Da, deci lumea, uite, oameni care țin cu dreptatea. Cum așa? Gata, domnule, așa, domnule, gata. Nu. Unde lucrezi, brema ta? La pază? La ce lucrezi? Nu, nicio, de când vă urmăresc. Și pe domnul Geană. Da, ia uite ce e aici. Am văzut? Ai văzut, a? Nu mă ceva. Nu, bre, mă filmez pe mine, nu. Domnul nicio. Mi-am văzut neregeu, gata. Ai văzut neregeu? Ți-ai prins, a? Bre, mari mafioti ești, mata. De ce? Așa, vezi toate șmecherile astea. Da, dimineața, domnule, e prins pe ea, poliția e în pat. Ăia în pat, că dormeau la gura cu morul, la Suceava. Unde s-a mai văzut așa ceva? În ce țară s-a mai văzut? Păi și mie numărul dumneata de telefon. Ia bagă-l acolo. Păi nu știu să umblu. Păi și cu ce să ți-l dau? Pe hârtie? Hai că ți-l scriu acum. Ți-l-am dat, ce să mai scriu și numele acolo? Auzi? De la garda, l-am văzut. De la care gard? Tu i-auzi, bă, zic că ești de la garda, auzi? Cine? Omul ăsta, zic că ești de la garda. De la ce gard e omul ăsta? Îl cunoști. Îl cunoști? Tu să-l cunoști. Cum îl cheamă? Ceabă! George Simion îl cheamă. George. Da, Simion? Simion, ia George Simion, ăsta e. Pe ăsta să-l votez. Pe ăsta să-l votez la următoarele alegeri. Îl cunosc. Da. Îl cunosc. Păi de unde cunoști? Poftim? Nu-i de aici, de la noi. Nu e. E de la... Păi, domnul Nic, ai adus și garda forestieră? Garda forestieră? Da, sunt spatele nostru. Vin toată... Toată... Și SCTR-ul și Simion și toți vin aici. Domnul Nici. Gata. Sănătate, urmărește-ne acolo. Udine, cum ne urmărești? N-ai, ai telefon de la cu butoane. Ia, pe ce ne urmărești? Ia fete de aici. Pe ce ne urmărești? Ia. Cum? De unde știi de mine și de băiatul ăsta? Eu, mă, te știa și pe tine. Vezi, mă, ce cu mine câștigi popularitate. Ia. Da, ăia. Băi, vezi că am niște ochelare acolo. Am pus de-o parte. Dă-i cu dacă poți. Nu știu unde. Ia, are telefonul, ai Samsung, ai YouTube, ai toate are. E toate. A, așa, nu, că ăștia nu mai spun, nu facem reclame și aia, că ne costă mai mult ochelare decât mașina. Da. Da, mă, uite, pentru cine nu știe. Da. Ia să vedem, ce, ia, uimește-ne. Hai mă, ăsta ce face, dar avem acolo, ia. Trebuie să te bagi acolo. Stai mă, să vedem unde îl oprește, că nu. Da. Mamă, da. Uite, da, la roșeți. Da, exact, bravo. Uite mă, omul știe, mă, ne urmărește direct. Auzi, nu m-am filmat. Nu, bre, cum să te filmez. Păi dacă m-ai filmat? Nu, mă dai în judecat, te-ai super. Nu, da. Da? Domnule, eu cunosc și o lege. Ia-zi. Cunosc, nu cum mi-ai pus dumneata întrebări la aia de abarnare cu OG și așa mai departe. A, matar, ești și legist? Cunoști legi? Cunosc foarte mult. De unde l-ai învățat? N-am făcut liceul pe gârlă. Aha, ai făcut liceul la Seral sau unde? În bancă. A, în bancă, aha. Bravo, bre, și ai învățat la liceu legi? Sau ai învățat de la noi? Nu. De la noi ai învățat, n-ai venit. Mă duce părul. Bravo. 22. Da. Ai ieșit de la muncă acum sau? Da, acum am ieșit. Așa, ne-ai urmărit toată noaptea, cred. Toată noaptea. Așa. Domnul Nițu, bravo. Căinarea aia? Ce să mai, numai nenorocire mi s-a întâmplat. Vedeți, da. Mă omora găinare și scăpa oamenii ăștia cu respect. El. Respect. Sănătate, serviciu ușor, de fapt somn ușor că mergeți acasă acum, numai bine. Deci, uite bă, oamenii de la pas, deci... Eu eram în mașină și el m-a salutat, a venit la mine, domnule, ce putare este. Lumea, mă, uite lumea, da? Hai că mă duc acum acolo. Păi ce, las mașina și mă duc pe ei. Nu, te mă bagă acolo. Da? Nu mă, că și așa să n-avem acolo, că n-ai loc ei. Să faci numai, praful. Nu, bă, ce mi-a aia, bă, ce mi-a aia, lasă-mă așa. Hai mă să vedem, fete. Las. Ia câte că să poate să cântărim și fără SCTR. Numai dacă vrea poliția, ca să vedeți că până acum acest lucru n-a fost posibil datorită aroganței și incompetenței poliției din România, da? Am găsit polițiști profesioniști, uite, foarte simplu, poate să verifice la cântar cât este și în baza
ziua. Da. Gata? S-a cântărit sau? S-a cântărit, așteptați vreodată. Așteptam. Uite, de să poate, da? Da, de să poate și cântări fără SCD. Nu avem nevoie neapărat să așteptăm pe oamenii aia să vină să ne cântărească. Câte a fost? 4, 7 tone. 4, 7 tone. Da, păi 7 tone peste. Se încadrează la peste 100 de miliarde. Se încadrează, da. Da. Nu merge și să rămână pe aici, undeva, unde... Să vie să-l ia, să ia marfa. 7 tone alea să le ia altfel. Doamna mi-a zis că... Vorbești, mă, la 7 tone, mă. Du-te, mă, de aici cu 7 tone, mă, dar să nu-i bun cântarul. Păi așa am zis și eu. Ce 7 tone, mă, mă? Prima vezi. 4, 7, 7, 4, 0. Doamna mi-a zis că n-am văzut ce să-i facă, da? Doamna mi-a zis că n-am văzut ce să-i facă, dar cred că nu-i bun cântar, bă, bata. Are metrologie, are ce trebuie. Da, asta e clar că e... ceva suspect. Ia, o să vedem ce fac polițiștii acum. Ce nu? Ce spune? Da, m-a oprit în oraș. Dar și ăștia voi acum să ia la cântare? Păi nu vedeți, a venit poliția și ne-a luat poliția cu tot. Aveți și dumneavoastră, am văzut mașini de pietre. Bă, și ale mele, na, care dreptul pleacă legal pe stradă? Nu pleacă ei. Motorina mea dă ei? Are. Auziți, dar e bun cântarul sau? E bun, dar m-ați pe zero, uitați cum se dă. A, pentru că parcă avea mai puțin, nu știu. Mai încercați o cântărire atunci. Aveți dacă... metrologie făcută? E făcut metrologia, da. Ai trebuit să-i cântăresc că trebuie să le vindeți, da, asta, da, nu? Da. Da. Asta e ce sunt. Cât dacă unde ați încărcat, v-a dat mai puțin? Nu. Nu v-a dat. N-am mai. Auziți, dar cât o fi amenda acum? Nu știu cât e de depășire. Da, să vedem ce... S-ar putea că rămâne aici ca mine. N-ar avea de ce. Păi nu mai, numerele nu mai... Pe ce, n-aveți actele? La o marfă? Ba da, dar ce în plus trebuie să vină să ia acta mea, să discați. Da? Da, hai că i-am spus doamne că ce necaz am pățit cu oamenii ăștia, cu poliția. Eu sunt patronul aici. Haideți că s-a cântărit. 7 tone și 700 în plus. Nu poți să le poți din că și nu e lemn. Ce ai? Noi cunoaștem, nu putem să ne ajutați cu poliția cu ăștia. Dar dacă erau alții poliții ne ajutați. Băi, da, nu-i cunosc, sunt din Baitoice, sunt purcați rău de tot. Sunt nasoare. Aia după aici ne-a ajutat dacă era. Prin ziua nu mai sunt, da. Am picat și prost acum. Profesionist. Am înțeles că a sunat la ISCTR și n-au putut aia să vină. Aha. Ne-au nenorocit dacă unde vă duceți? La... mă lângă... băi, că e patru. Le lăsați aici și mai veni mai da. Luat odată. Ce să... Da, mai veni un camion acum. Mai veni și le mai luați. Da, asta. Păi ce să facem? Tot cum acasă. Păi, șoferul aici. Ce să... Numai nenorocii mi se întâmplă astăzi. M-a luat și poliția și ISCT. Ia uitați-vă acum. Nenea, șoferul, îi spune doamne ce... ce s-a întâmplat de fapt, că noi suntem... reclamagii. Da, și că filmăm și toate astea. Acum și-a dat seama săraca femeie ce greșeală a făcut. A înjurat și polițiști. Auziți, sunt spurcați. Faptul că ei își fac treaba și aplică legea și sunt corecți, sunt spurcați. Erau, erau,
erau nespurcați ăștia la țicare, cum spunea doamna, că vorbea cu ei pe ăștia după aici, după zonă și favoriza și toate chestiile astea. Nu știu, dar totuși 7 tone 700 la ce este acolo, eu nu cred sub nicio formă chestiunea asta. Mai degrabă aș putea spune că pe undeva există ceva. Există vreun magnet, poate, care să lipește de cântar sau chestiuni din genul ăsta, vreo maimuțică, vreun magnetel, chestiuni din genul ăsta care să mai facă ceva, nu? În România. Ceva, da, care decalibrează. Este clar că... Prădată cineva pe care, da. O mașină cu toate, trebuie să bate la 60 de tone, în jur de 60 de tone. Păi da, cum? Nu există sub 60 de... Deci el l-a scos la 47-700 și de fapt ea trebuie să aibă 60. Hai să fii serios. 55 sigur, da, asta e clar. Niciodată fagul n-are sub 1000, n-are cum să aibă, între 1000 și 1200. Păi ei l-a pus la 800 aici. Da, interesant, așteptăm să vedem ce fac domnii polițiști. Acum scriu sancțiunile. Deci tocmai am discutat cu un profesionist din... nu să spunem din mafia lemnă, că nu e din mafie. Omul e corect, da? Și ne-a spus că 47 de tone ar avea numai masa lemnă. Îți da ceea ce 47 plus 15, iar mă încurc, nu vreau să mai spun, că m-am încurcat odată, am fuzit 6 ori, 3 ori. Oricum, asta undeva 60 de tone. 60 de tone, am zis 50 și 60. N-are nicio treabă cu 47. Da, da, deci nicio treabă. Da, nu știu cum s-au, cum a ajuns doamna să, dar la cum s-a exprimat de poliție și cum ne-a făcut episodul ăsta, că poliția de aici, dacă ar fi fost de aici, s-ar fi rezolvat situația, ne dăm seama că și cântarul poate să fie măzluit. Ceea ce vă spuneam în urmă cu câteva zile, s-a răsturnat un camion plin cu lemne, da? La Apa Hida. Uitați-l aici. Cu pompieri, cu tot ce trebuie. Deci așa ajung elefanții ăștia care circulă pe drumul public cu supratonaj. Încă aici este un caz fericit că nu a murit nimeni. Dar de obicei lemnele alea care sunt acolo căzute se dezmembrează pe absolut toată partea carosabilă sau în capul cuiva. Da? Cum a fost cazul cu lemnul parbriz de pe DN10, localitatea Teliu. Da, deci cam așa se întâmplă și nefericitele evenimente din acest minunat auto elefant cu 47 și el are de fapt 60 și, da, cântar. Ce cântar, mă? Ce cântar aveți voi? Ce cântare aveți voi? Cum l-a scos voi cu 47? Doamna care înjura polițiștii care își fac treaba. Și pe aia care sunt la picioarele ei, după cum spunea dânsa, îi lăuda. Da, ăștia erau urâți. Ăianții erau frumoși. Plecăm de aici, de la cântarul ăsta minunat. Nu există niciodată așa ceva ce s-a cântărit să fie 47-700, de la 60 până la, da? Deci sub nicio formă așa ceva nu s-a mai văzut. Eu cred că totuși chestiunea asta cu cântarul o fac ei având în vedere că au aici Petriș și ce mai e pe aici, o fac în funcție de client. Altfel nu se poate să... Da? Altfel nu se poate să... Ia uitați aici. Să indice așa ceva. Da? Deci nu se poate. Așa ceva nu există. N-are cum să fie așa ceva. Stau și mă gândesc, polițiștii aia care spunea doamna că dacă erau de acolo rezolva problema. Ea le-a spus că oamenii ăștia sunt spurcați, așa s-a pronunțat doamna.
m-aș bucura ca poliția, în urma filmării, să se autosesizeze și să-i trântească și o amendă frumoasă pe legea 61. Mă gândesc, polițiștii ăștia care spune doamna că îi cunoaște și sunt de acolo și dacă ar fi fost aia rezolva, care ar fi fost beneficiile lor, având în vedere că femeia are pietriș, nisip și toate chestiunile astea. Deci așa se fac treburile în România. Da? Deci numai așa se fac treburile în România. Din păcate, din păcate așa sunt. Dacă ea n-ar fi avut nicio influență asupra polițiștilor din zona respectivă, sunt convins că nu s-ar fi pronunțat așa cum s-a pronunțat și s-a și văzut pe filmare. Da? Deci asta este, din păcate, în România. Da? Asta este situația pe plan local între agenții comerciali și unii polițiști, da? Că nu sunt toți, dar unii sunt așa. Vor să fie complici la niște chestiuni pe care normal și legal n-ar avea de ce să complice. Mai există și posibilitatea la cântar să nu fi fost pus pe absolut toate axele camionului, să fi fost pus cumva pe o roată mai în spate sau pe beton sau pe știu eu cum. Da? Totuși și sancțiunea pentru 7 tone jumate este peste 10.000 de lei, deci peste 2.000 de euro, dar trebuie să fie de 3 ori mai mare, aici e problema, pentru că are marfă mult mai mult în plus. Revenim la Băicoi, să vedem, trebuie imobilizat acum, iarăși, Băicoi, Las Palmas de Gran Canaria, ia uitați-l, cum circulă el cu mastodontul ăsta prin Băicoi. Nu știu, mă gândesc, oare oamenii ăștia n-au, sau care ar fi fost rezonanța asta denumirii acestei localități. Eu cred că se mai pot schimba și, nu știu, numele unor localități în țara asta. Da, interesant. A ajuns la, în custodia poliției. Ia uite, să măsoară și lemnul acum. Măsurați lemnul acum? Am fost una de la ușor. Da, păi sunt oameni politici acum. Noi n-am solicitat să cubeze, dar exact ce vorbeam, procedural, poliția, întotdeauna când sunt astfel de acțiuni, cubează și lemnul ca să fie toată treaba completă, vorbirit, tuns, frezat, dat cu gel. I-am mai zis și tu vreo două. Le-am spus, vorbirit, frezat, dat cu gel, ce mai trebuie? Freza într-o parte, cercel în ureche, ochelare, Gucci, da. Iată, profesionistul. Poliția de tot. Ce, sunteți proprietarul camionului sau? Nu. Ah. Nu, n-aveți treabă. Să cu poliția de absolut tot. Da. Oameni buni, ca să nu mai stăm aici, situația este destul de clară, pentru că de durată mai avem și alte programări. N-are rost să mai stăm la... Hai să mergem, că o să solicit pe 544 să ni se comunice cât au fost sancțiile aplicate, a avut, n-a avut metri plus sau ce a avut și după care
domnul profesor îl va ține în evidență. Da? Îl are băgat în sistemul offline. Îl aveți pe offline și pe asta. Da. Pe online. Pe online, bun. Da. Urmăriți în continuare, da, cu mafiotul care nu a avut aviz și i s-au confiscat absolut toate lemnele, da? Deci i s-au confiscat toate lemnele din moment ce el a închis avizul în zona unde a fost interceptat de poliție. După care o să vedeți o acțiune matinală care am avut-o la 5 dimineața, la 4 dimineața, da? Că noi lucrăm zi și noapte, muncă neremunerată în folosul comunității. Ăștia suntem noi, activiștii, profesioniștii. Uite, omul își face poze neconforme acum ca să avem de lucru cu el, nu? Ia să vedem. Ia uitați-vă voi cum circulă el, cu niște ații, da? Peste lansator de rachete, ce să mai... Peste oblonul de la remorcă. Ăsta imediat la orice frână, la orice... Da? Cade și te trezești că ești peste el. Irfo 48. Nu știu, bă, frate, deci tot pe DN1 sunt. Nu știu, nu-i vede poliția, nu pot să înțeleg de ce fac ei toate chestiile astea așa. Nici o țară din Europa nu se vede așa ceva, nu vedeți așa ceva. Da? Eu nu știu, dar problema este că nici aviz n-are ăsta. Ia să vedem ce zice domnul că e în față. Păi n-are aviz ăsta, domn profesor. Ilfov 48XY. Ilfov. Ilfov 48XY. Deci el n-are aviz. Ce facem în cazul ăsta? Că eu filmez, sunt în spatele lui. Ești în direct aici, te aude lumea. Spune. Hai. Este un aviz pe 58 taxi. Poate că a greșit numărul. A greșit numărul. A, deci a greșit numărul și îl lăsăm așa, nu? Sau cum? Sună la poliție. Nu, pe bune acum. Și lansator de rachete, și fără aviz. Ce facem cu asta? Da, hai că sunt. Da, unde, nu știu unde ne îndreptăm, unde o merge, unde Dumnezeu știe. Aici poate ia o țeapă, mi-a trebuit să mă opresc, să văd unde o ia. Mă opresc aici, înainte de giratoriu. Da, hai că sun eu la poliție și stai după mine. Da? Da, mă. Deci omul merge în Florești, la stânga Florești, lansator de rachete. Ia să încercăm să sunăm iarăși la IPJ Prahova. Nu se poate așa ceva, deci nu se poate așa ceva. Mafia lemnului fără egal. Uite, țin-ți pe cioabă, da? Mafia lemnului fără egal. Uite, lansator de rachete, da? Fără aviz. Uite. Ia să vedem. Alo? Grav dacă a dat așa. A intrat fax. Când dă așa, intră fax. Are aviz. IFO 48XY. Da, și am sunat la poliție. Uite, nu m-a ocupat,
Eu v-am explicat cum stă treaba cu avizul offline și da. De ăsta n-avea de unde să iasă din păduri cu el, că asta nu găsești decât din depozit. Deci nu are nimic. Nimic. Alo, să trăiți, mă numesc Nițu Robert Gabriel și sunt în localitatea Florești, da? Deci chiar pe drumul principal. Am în fața mea o camionetă care nu are aviz, da? Deci Ilfov 48 AXY. Transportă masă lemnoasă și nu are aviz. Ilfov 48 AXY. Păi suntem în Florești, merge pe drumul principal. Acum am trecut pe lângă Octanu, pe lângă benzinărie. Dau numărul meu, suntem în fața primăriei, am trecut acum prin fața primăriei. Dau numărul meu de telefon și mă sună domnii polițiști dacă... 0767 628 965. Bine. Haideți, vă rog frumos. Bine. Să vedem unde merge el cu Catiușa asta. Uite, zici că e Olga lui Stalin. Uite, pietonii care, da, n-are el treabă, băi, frate. O să-i fac plânge să ia și permisul pe tema asta. Se grăbește că și-a dat seama că e supravegheat. Da. Zici că e Olga lui Stalin din al doilea război mondial. Ia uite-l, bă, lansator de rachete. Deci ăsta o ia imediat, trebuie să ia tot, și marfă, și... Eu, pe stânga stop, pe ăsta poziții nu are, certificat, tot, să ia tot. Nu se poate așa ceva, Să vedem ce poliție avem, dacă avem, nu avem, ce... Că sunt de profesioniști. Dacă ăsta își schimbă direcția de mers, că uite, iarăși trece pe la doamna, pe la Pietriș aici. Au venit patru ori acolo. Proprietari. Nu se poate așa ceva. Uite. Mergem către Mureni, da? Filipești de pădure. Chițești, Mureni. Deja o să zic că au intrat în alt județ. Dacă îl interceptează sau nu poliția. Fără aviz, ziua în amiaza mare. Da? Deci trebuie confiscat absolut tot. De ce fac ei fără aviz? Ca să înțeleagă lumea, mai ales ăștia care au depozite, pentru că marfa este la negru, voi care cumpărați marfa asta, nu aveți pretenții să vi se dea bon fiscal și ei se eschivează de la absolut tot ceea ce înseamnă plata impozitelor. Bineînțeles că marfa este ciortită, furată din pădure cu acordul pădurarilor, da? Deci așa decurg treburile. După lansatorul ăsta de rachete o să vedeți și pe celălalt domn de la Nehoiu, care a fost interceptat în aceeași situație, numai că el imediat a recunoscut avionul meu și a încercat să
fugă. După care a abandonat furgoneta și a crezut că a scăpat. Ăsta nu cunoaște mașina. Da? Nu cunoaște mașina, merge omul liniștit, își face treaba. El s-a uitat de poliție acum. Să nu facă vreun infarct sau vreo palpitație la inimă, să aibă ceva în caz că o să-i vadă pe domnii polițiști astăzi cum îl cotrobăi prin camionetă. Da. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Cherestea? Sau ce sunt? Grizi? Nu știu ce este acolo. Este un lansator de rachete, atât, da? Pot să zic. Filipești de pădure. Ia, încă nu m-a sunat nimeni, da? Ia uitați poliția. Ia uitați poliția aici. Ia uitați poliția. Da, aici. Deci, nu se poate așa ceva. Deci poliția e la PECO și am sunat degeaba la dispecerat. Și scap ăsta dacă stau după ei. Deci eram PECO, da? Mașina poliției. Să bea o cafea. Ce putea să facă acolo? Eu. Deci a trecut atâta timp și nici măcar nu m-a sunat de la de acolo, de la Florești. Nu se poate, deci atâta indolență din partea poliției să nu te suni un timp. Într-un timp real, adică într-un timp scurt, ca să poți să îl prinzi. Te sună după 2 ore. Dacă mai sună. Ia să vedem. Filipești de pădure. Să poate așa ceva. Omul ăsta o să ajungă la destinație, vă garantez eu treaba asta. Da? Deci, atât timp când nu m-a sunat nimeni și dacă mă sună de la de acolo de unde, da? Nu va să fie interceptat de nimeni. Că deja a trecut mult timp, da? Eu să încercăm la poliția Moreni. Dacă Eu, secție de poliție, aici nimeni, da? Câte mașini de poliție acolo. Deci am trecut pe lângă atâtea posturi de poliție, secții ce-or fi, mașină de poliție, uite, poliție după poliție. Filipești de pădure. Uite, vom întoarce. Uite, profesionistul. Am întors aici, da? Nu sună nimeni. Nu răspunde nimeni. Nici nu sună, nici nu răspunde. Alo? Să poate așa ceva, să n-ai colaborare,
sub nicio formă. Deci el îi aduce grinzele astea băiatul ăsta cu Audi. Asta m-a ocupat numai, da? Nu sună nimeni, nu rezolvă nimic. Să mă dau jos, să vedem. Ia să vedeți cum descarcă ei înainte să vină poliția, da? Uite. Alo. Dar era scris secția acolo, nu era poliția acolo, că am văzut că e poliția acolo. Era mașină. Da, era mașină. Și nu mai răspund la telefon, fii atent. Nu mai răspund. M-a sunat, da. Alo? Alo? Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Oamenii ăștia cred că... Nu, eu să mă... Ce o să mă spun? Poliția... Poftim? Ai reușit să vorbești. Nu, am reușit, dar nu m-a mai contactat nimeni. Bătaie de joc, știi? Nu-mi place câte bătaie de joc. Ia. Nu te mai tălăi, că după aia ne trezim cu ei pe cap aici. Păi uite, m-am sunat și la dispecerea județean, și la municipal, și la... Cum să mai sun? Nu se poate așa ceva. Oamenii ăștia își bat joc de noi. Au transformat telefonul dispeceratului într-un telefon de primărie, unde nu răspunde nimeni, nu... Ca la... Suceava. Cum? Ce mai știu că sunt... Am sunat pe după... De-așa am făcut și în Brașov. Deci nu mai știu unde să mai sun. Uite, băieții deja au descărcat masă. Ia să mă duc, hai că mă duc până aici, la, mă duc până la secția asta aici. Stai acolo, stați acolo. Să merg până la secția asta, că e aproape aici. Să vedem.
chiar așa s-a ajuns. Și uitați ce e aici. S-a spus că mă sună, domnul polițiști. Ce să spune, mă, frate? Uite. Poliția. Da, deci trei sunt special. Ia sun la telefonul ăsta afișat aici. Uite, deci, ca să vedeți și voi, da? Număr care nu... Uite. Nu se poate așa ceva. Dar cred că am format eu greșit. Da, am format eu greșit. Ia să vedem. Nu se răspunde, da? Nu se răspunde nici la numărul afișat de acolo, da? Nu vede cât o bătaie de joc, asta e toată chestia, o bătaie de joc. Uite. Acum văd cum a sunat cineva cu număr privat. Ia. Alo? Alo? Bună ziua, de la poliție, de la poliție, de la poliție. Deci suntem la Filipești de, cum îi spune aici, la numărul 60 vis-a-vis de blocul, deci ultimul bloc pe partea dreaptă vis-a-vis, omul descarcă deja marfa, deci el n-are aviz, n-are nimic, marfa fără proveniență legală trebuie confiscată. Deci pe strada principală unde este și poliția, în Filipești, da? De pădure. Da, domnule, pe drumul ăsta când de la Florești tot înainte spre Moreni. Pe aceea asta nu vă abateți. Țineți drept și o să ne găsiți pe noi aici în Filipești. După ce ați trecut din poliție, mai mergeți încă 500 de metri și ne vedeți pe partea stângă. Aici e o camionetă albă de Ilfov. Haideți, haideți. M-a sunat poliția cu privat. Ca să nu pot să-i sun înapoi în caz că pleacă omul ăsta și se intersectează cu ei. Eu nu înțeleg de ce sună cu privat, că nu se întâmplă nimic dacă sună cu numărul care trebuie. Să putem să colaborăm. Da, încă aștept să vedem. Dacă se mobilizează oamenii ăștia, descarcă cherestea înainte să ajungă poliția aici. Ia uite, e tot descarcă, da? Descarcă marfa. Uite, și poliția încă a trecut 30 minute și tot n-apare. În sfârșit, după lungi așteptări, haide. Sărbătoarea. Sărbătoare mare. A venit poliția la masă. Trebuie să-i cinstiți, să-i meniți. Uite, doamna polițistă. Să rămână. Da, deci domnul l-am filmat noi. Azi nu... și v-ați încredus. Dumneavoastră ați sunat? Nicu Robert Gabriel, da. Da? Am sunat, da. Așa, ce s-a filmat pe drum, n-are aviz, nu, adică... Da. De unde l-ați văzut după dumneavoastră? Cât îi spune acolo, DN1, parcă, după la Băicuri, pe acolo. L-am interceptat și l-am filmat din spate până am sunat la toate poliții, dar din păcate, uitați, a început să-și descarce. Da, să vede marfa, adică ei o bagă și înăuntru, o bagă și la... Da, cu dulap, da? Păi nu vede, da. Un buletin să-mi dați și mie, da, vă rog. Buletin nu mai avem, dar vă dau. Un document aici. Vă dau eu ceva aici. Ceva acolo. Da. Un permis de conducere, uitați ceva. Aici. Da. Imediat. Da? Haideți. Verificați. Verificăm. Polițiști, profesioniști. Da. Profesioniști. Nu vă spun cum... cum circula.
Referitor la cum arată grinzile astea, să știți că așa a circulat cu ele. Adică ochi 195 și absolut tot ce. Da. Da, da. Așa a circulat. Ca un ca o rachetă, un lansator de rachete. Ia spuneți, domnul profesor, ce facem în cazul ăsta? Să vedem ce acte are omul. Ce acte? Păi n-are avis ce acte să mai are. Ceva odată acolo la tot. Păi și dacă n-a era trecut în... este transportator profesionist? Că l-ați băgat în sistem. N-am domnul să știu dacă nu este. Nu știu. Nu informații, nimic, nu? Da. Deci este, nu este non-sumal sau este? Nu știu nimic, hai să vedem. Hai să vedem ce. Oricum, sancțiuni pentru transportul ăsta așa extravagant trebuie să vină. Nu știu limitatoare de viteză scurtă asta, dacă sunt amintit. Și l-a filmat viteză, da, parcă ar fi lansator de rachete, el așa a transportat, da. Pentru mapa care a ieșit în afara cafeteriei, să ia măsuri limitatoare de sancțiuni. Da, da, da. Da. Hai să vedem. Profesioniști, fiți profesioniști, domnilor. Ce ai spus, bre? Da, numai pe drumul ăsta. Uite, eu dorm aici, pe la iarbă verde. Am cort, am tot ce îmi trebuie. Da, pe un boschet, da. Mai fac câte o fasole la cea om, mai... Ce? Trăiesc bine. Mata? Bă, că trăiesc bine. Tot așa? Vede, bă. Tot așa cu chestii de genul ăsta? Ce chestii de genul ăsta? Dacă ați uitat de păi de somar, ce chestii de genul ăsta? Păi și atunci de ce te-ai din noi? Păi te-am văzut cu că te-ai părtă și ai făcut ceva. Și ce? Da? Nu trebuie să fac mâna la poliție când treci. Salut și eu, bună ziua, să rămână la doamna polițistă, la domnul inspector. Nu pot, pre că mă doare ferea. Fac fresoane. Extraordinar. Ia uite mă, că să muncim acum. Tu nu știi că noi nu muncim. Tu de unde aveai impresia asta? Da. Păi eu de la 3 noaptea tot alerg după camioanele astea cu lemne. Incredibil așa ceva. Incredibil. Da, bine. A dat doamna buletinul, a doua oară buletin. Buletin prima oară, buletin a doua oară. Deci nu ne mai schimbăm mentalitatea asta cu buletinile astea. A dat buletinul ăsta de 5 ore până acum. S-a tocit buletinul, s-a tocit plasticul după el. Deja la copii a început să dezmembreze. Da, păi de ora 11 l-am dat de 5 ore. Deci până de seara mai dat de 15 ore. Incredibil așa ceva. Apoi la noapte. Da. La noapte vin grele. Da. Vin elefanții. Ia uite-i, oamenii fericiți. Cu căruța, cu șareta. Tocmai am măsurat domnul polițist cât a ieșit masa lemnoasă afară din caroserie. Pentru a-i da sancțiunea corespunzătoare. Documente de scris. Da. Ce ați constatat până la? Păi am făcut verificările. Da. În principiu, avizul de expediție este în regulă. Singura mențiune este că firma care a eliberat avizul a introdus greșit numărul de matriculare. Pentru asta, da, pentru asta se va lua măsură împotriva societății. Da. Nu că 58 este. Da, da, da. Da. De asta și noi suntem prezenți aici să vă aducem la cunoștință. Am verificat toată corespondența dintre aviz și mașină și marfă, totul absolut și ați văzut cum, da, lansator de rachete. Deci ăsta poate să cadă, să eu eram în spatele lui, am filmat, imaginea să fie publice să le și vedeți. Luați măsuri. Da, atât, astea sunt. De altă dată să nu mai îmblesc. Mai puteți să întârziați, ideea este că mai avem de făcut un proces. A, nu, noi am plecat. Nu, noi am plecat, atât v-am lăsat, vă ocupați. Nu avem de ce să stăm aici noi. Noi nu avem de ce să stăm, da? Da, bine. Deci dumneavoastră faceți-vă treaba, noi plecăm, mai avem și palță. Da, da, mulțumim. Da, la vedere. Camion cu bușteni țeapăn. Nu-i apar pozele în aviz, da? Deci
Nu-i apar postul din aviz. La ora 5 dimineața, 15:10. Alo? Bună dimineața, mă numesc Nițu Robert Gabriel și solicit sprijinul poliției. Mă aflu în spatele unui camion Bacău 22 GDI. Da, deci nu-i apar pozele în aviz și cantitatea aia care a trecut-o el acolo, eu am suspiciunea că este mai mică decât ceea ce are el pe remorc la ora actuală. Vorbiți mai tare că nu vă aud, nu am nimic. Ce vă aflați? L-am pe variantă spre Mănăstirea Ghighiu. Am trecut din Moara, nu? Spre Bărbănești? Deci spre Mănăstirea Ghighiu, spre rotul ăla unde duce spre Ploiești, spre București. Sunt pe varianta asta de... Nu, GDI. Da, Gabriel, Dedu și Ion. Bacău 22 GDI. Asta este pe spate, da, pe remorc, pe fața camionului nu văd ce are. Dar se vede că este încărcat cu bușteni mari. Poftim? Da. 0767 628 965. Da, haide, mulțumesc. Există posibilitatea să nu fi dat start transport. De moment ce nu-i apar pozele. Și faptul că nu-i apar pozele spune totul. Omul și-a încărcat la 12 noapte din Bacău. De ce am văzut eu. N-avea cum să... Deci în interval de 5 ore să nu-i apare pozele. Adică apărea numai un aviz emis așa. Da, să vedem. Pentru neconformitatea asta este sancțiune. Unii pun chestiunea asta cu pozele, adică să n-apară pozele, tocmai pentru ca să nu se vadă în poze încărcătura. De asta și spun că ceea ce a pus el aici, 26 de metri cubi, față de ceea ce văd eu așa în mare, este o cantitate mai mică, da? E o cantitate mai mică, corlătești, decât ar trebui să fie, decât este pe mașină, da? Deci avizul este mai mic decât este pe mașină. Asta ar fi în primul rând motivațiile astea, să pleci la 12 noaptea, la 5 dimineața să ajungi pe unde ajungi, să mai stai și pe parcări, după care am oprit eu, a fugit el, da? Și văd că-i dă și cu viteză. Toate se leagă. Și o să vedem ce ne zice poliția de chestiunea asta. Cel puțin poliția trebuie să o sancționeze pentru faptul că nu apar fotografiile. După care solicit să fie cubată masa lemnoasă. Să vedem ce diferențe sunt. Normal trebuie să-l oprească în rondul de la care duce spre București. Ce? Uite, am ieșit din Corlătești. Da. Bună dimineața,
Ce să faceți, spadiu de ani, dispecerea Bărcănești, domnul Nisă, dacă Nisă Robert? Da. Am înțeles că ați făcut un apel către noi pentru a sesiza un camion încărcat cu puștii. Da. Mai aveți cumva camionul în rata ta? Da, păi eu sunt în spatele lui, doamnă, nu-l las, adică și filmez și acțiune. Am ieșit din Corlătești, ne îndreptăm către Erontul ăla care duce spre București, încolo. Pe deci mănăstirea Ghigiu, spre zona asta. Deci ați ieșit din Corlătești? Da, da. Și vă îndreptați către București? Păi eu cred că acolo, nu știu, la Erontul ăla acolo, nu știu unde o merge. Deci poate de acolo poate București. Schimbă, nu știu sigur, am spus eu către București, la Erunt. Nu știu unde o lua omul. Acum mai exact unde sunteți? Să poți transmite un echipaj, de asta vă întreb. Păi, deci am ieșit din Corlătești, sunt chiar la mănăstire, la Ghigiu, exact în fața mănăstirii sunt. Și veniți către București, da, dacă sunteți. Da, 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 da. Haideți să trimite da. Acolo un echipaj. Să rămână. Bine. Să vedem ce măsuri au polițiști. Dar trebuie să îl oprească dacă îl opri. Ia să vedem ce face profesionistul. Normal, poliția trebuie să vadă. Deci poliția trebuie să vadă, da? Trebuie să vadă pe somal 2 destinația. Deci unde are punctul de descărcare. Ia uitați, da? Deci omul știe că este urmărit. E conștient, a mai oprit și în parcare, oprește și în peco. El oprește peste tot. Aha. În sfârșit fost oprit de poliția română. Profesioniștii noștri. Ia uitați-l. Profesioniștii noștri de la miezul nopții. Da. Ce băiat bun. Ce băia bunui șoferul, toți șoferii cu lemne sunt numai și numai, băi, buni profesioniști, da? Ce profesioniști? Ce profesioniști cu 26 de metri cubi, poze lipsă, și cu poze lipsă, da? Ia, să vedem. Cum a venit de la Bacola 5 dimineața. Cum a venit de la Bacola 5 dimineața. Cu un camion încărcat în halul ăsta și zice că are 26 de metri cub, dar n-are poze. Aude. Aude 26 de metri aici. Cum arată? Profesioniștii de la miezul nopții. Ia să trebuie să fac mai multe poze, să am. Uitați ce e aici, mă, fraților. Cum umblă el fără poze cu încărcătura asta, da? Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Profesioniștii. Domnul polițist cum se treabă de aia. Așa ceva nu s-a mai văzut.
să... să fie verificat și la... Cum? Deci, ce stii ce e? Da, te pune. De ce? E o problemă? Da, nu, dacă nu mă dau acord, nu are pe da? Nimic. Și ce-mi faci în cazul ăsta, în care nu-mi dai acordul? Ce-mi dau voie să mă filmați? Da, și ce faci în cazul ăsta? Pur și simplu, nu mă filmați. Pur și simplu, te întreb, ce în cazul ăsta, ce-mi faci, dacă nu-mi dai acordul? Domnul poți îți cer dumintea asta să verificați și... Arește plecare pe sus, pe acolo, alea nu sunt... Unde anume? Pe sus, pe aici, uitați, asta e pentru la certificatul, că oamenii ăștia ne orbesc noaptea cu ele, parbizul îi spart, da? Deci uitați-l acolo, îi spart și parbizul și chestiunile alea care pune, le-a pus sus acolo ca să ne orbească pe noi când circulăm până, da? Luați certificatul și poți să ne conforme și cantitatea să fie cubată, că aici ai masele noastre mult mai mult decât... A trecut el 26 de metri în avizul ăla, cum l-a trecut. Și dacă s-a dat start transport, că am și suspiciunea asta. Deci, cantitatea 26 metri cub, n-ai nicio treabă cu cât a pus putare el aici. Și pozii, n-are pozii în aviz. Asta vede. Da, s-a închis. N-a părit. Da, deci cantitatea, da, să fie cubat tot. Și certificatul pentru proiectoarele alea și ăla spart, parbrizul. Ia să vedem ce cauciucuri are, băia, să poate așa ceva. Și el merge cu bomba prin oraș. Ia uitați. Uite. Nu-mi dă acordul să-l filmez. Omul ăsta nu-mi dă acordul să-l filmez. Dar nu trebuie să-mi dai acordul, mă, nene. Ăsta e un drept. Nu trebuie să-mi dai tu acordul, înțelegi? Ăsta e un drept. Când voi umblați cum umblați și cu ce umblați... Autați buștenii aici, mă, fraților, cât sunt de groși. Și l-a trecut 26 de metri cu ei. Ia, se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. De-are s-o plânsul. De-are s-o plânsul. Dar mi-a plăcut cum l-a oprit aici, poliția. L-a oprit exact unde trebuia, adică nu s-a pus problemă. Când avem profesioniști, avem și în poliția română, avem oameni profesioniști. Faptul că ne-am certat cu 1, 2, 3, 5, 10 polițiști nu înseamnă că toți sunt la fel, da? Cu nicio formă. Haideți să vedeți și voi, da? Băiatul, da? Deci nu are niciun fel de poză. Deci, nimic. Fără poză. Problemele aplicații, că dacă nu aveam, nu puteam să plec cu avizul, aveam start, este dat start transport la aviz? Nu înțeleg. Start, i s-a dat la aviz? Da, i-a dat. Când, la ce oră? Dacă i-a dat când a încărcat la 0008. Transport la 00 și 12. Și pozele are? Păi, dar nu mi-apare, că nu pot să... Păi, vedeți. Păi, eu cum sunt dat pozele? Păi uite, păi uite, dau eu, uite, ți-arăte, uite, uite, da, deci ăsta e al tău, uite aici, uite, avizul și dăm să vedem, da, dăm împreună, uite, da, și dăm pe el, uite, deci nu ai păzi omul, uite.
Păi știu ce să-i fac dacă el nu-i. Uite, nu-i pas. Avizul e aici. Păi și pozele unde eu sunt? Eu nu am altceva să... Păi da, puteai să verifici pe ăsta unde sunt pozele. Nu, dar trebuia să puteai să verifici pe ăsta, nu trebuia să... Dar pozele acolo, dacă eu am făcut pozele păi... la aplicație, și eu de unde sunt? Sunt pozele acolo în aplicații băgate? Pe odată ce am pornit transportul, sunt băgate. Nu, poți să faci alte poze. Poți să faci alte poze, poți să faci și la iarba asta niște poze. Dacă faci două poze la bordura asta și le pui acolo. Ia uite, asta e problema. Nu apar. Eu zic că e obligația ta să verifici când pleci la drum cu ceva. Nu? Nu am avizul. Am fiecare bucată trecută, unde merg, unde... Faptul că nu sunt poze, în primul rând, asta e sancțiunii. Eu ce să-i da, fac altceva? Dacă aplicația nu merge acum, eu ce să-i fac? E o problemă la aplicație, dar nu e problemă la păi de la 12, sunt 5 și un sfert. De la 12 până la 5 sunt 5 ore și un sfert. Da. Chiar așa să nu meargă? Deci asta nu cred. Ceva, ceva este ce nu trebuie acolo. Să vedem, să verifice domnul polițist. Până atunci să ia certificatul privind luminile alea puternice care le folosesc ei la când se întâlnesc cu autoturisme mici. Ia, poți să faci și pozele, că zici că le-ai făcut, dacă le-ai în telefon. Deci poți să telefon, nu știu să. Și din aplicație nu poți să le văd? Să vedem dacă asta nu mai stai, să mai te cu benzi, să mai... Nu să văd. Păi și dacă... Cum le-ai făcut dacă nu le-ai văzut, mă, frate? Eu nu înțeleg. Păi eu le-am făcut cu mâna mea, dar în aplicație cum să-l văd eu? Păi și nu te-ai uitat când le-ai băgat, când le-ai băgat, nu l-ai văzut dacă au intrat. Poate sunt neconformi. Păi pozii au intrat. Stai să, stai să vedem ce zice poliția. Să vedem, poate dacă pozele sunt conforme și este ceea ce... Să nu mai stăm să cubezi în cazul ăsta. Domnul polițist, apar pozele până la urmă? Da, dar... telefonul așa, că filmez, mă simt ca la... Te simți? Tu te-ai dat, dă-te-mi la camera aia să... Zi, ce, trezi, ce vrei? Tot, să spui așa, la ce puteai că te simți, așa. Păi numai așa te văd. Da, numai așa. Și tu mai, așa, zi. Pozile apar? Nu, le-am găsit nici. Bun, ce faceți în cazul ăsta? Cu omul ăsta, că el l-a văzut cum o să merg cu el la sediu, da. Facem verificări, am anunțat și omului Silvic, așteptăm să vină. Deci, în cazul ăsta îl sancționați, ce faceți pentru da, că? Da. Și cu certificatul îi luați, că alea nu sunt conforme acolo, și parbrizul spar și... Sunt ce conforme acolo? Alea? Luați-mi certificatul. Sunt conforme alea? Luați-mi, dar nu m-ați oprit pe mine. Păi și care treaba? Da, alea sunt conforme, ce sunt pozițiile? Nu, deci, în primul rând, alea care a pus proiectorul, eu n-am pus nimic în plus. Așa, bun. El a pus niște proiectoare. Așa, da. Până, l-ați oprit. Dacă nu, nu-i ce problemă, și nu v-a pus la parchet, cel puțin și 44, văd că nu i-ați luat certificatul, și vă fac pentru favorizarea făptuitorului, bineînțeles, adică nu spus primul sau... Adică nu mai avem altceva, nevoie de bani altceva, la altă doleanță. A, vă deranjez, vă că v-am deranjat, că am trezut la 5 dimineața acum, nu? Sau... Eu am treabă, doleanță. Doleanță este să-i luați certificatul care două proiectoare care ne bat imul și ne omoară pe noi pe drumuri. Bun, am înțeles. Le-ați văzut cu ochii dumneavoastră, parbrizul spart, da? Le-am văzut, da. Altceva. Lasă certificatul, poți să-i spuneți că nu le-ați văzut nici dumneavoastră. Păi nu are poze, deci da? Omul nu e în regulă sub nicio formă. Vine la... omul Silvic, dacă așteptați dacă vreți aici, să chemați bine, dacă nu, dacă păi vreau să mai aștept, aștept, dacă nu, cer pe 544. Asta nu mai e problema mea dacă mai stați aici și așteptați. Mele. Da. Da, și eu v-am spus ce facem pe da, momentul de față. Asta nu-l luați certificat, ca să știu cum? Să mai... Îl iau. Ăla. Așa, și am cerut, am cerut ceva imposibil. Am cerut să aplicați legea, domnule, n-am cerut nimic altceva. Nu v-am cerut să excedeți competențe. Păi și care treaba? Credeți că am stat degeaba după omul ăsta la 5 dimineața? Dacă dumneavoastră ați văzut că nu-i apar pozele. Dacă și cu bajul
o să primească o altă sancțiune dacă nu corespunde cu bajul. Văd că ești făcut bucată cu bucată, nu e la... Eu v-am adus la cunoștință, dumneavoastră mai departe la cunoștință tot luați măsurile legale, dacă da? Vreți să le luați, dacă nu, nu, da? Bun, vă doresc o seară bună. Dacă mai stați bine, dacă da, nu... Da, nu mai stau, o să solicit pe 544, că mai am și alții la... pe listă. Da. S-a deranjat polițistul. Știu că e greu să stai la 5 dimineața să... vină unul să te trezească așa, ca să... apici legea cu camioanele astea încărcate, după cum se vede, și fără poze. Auzit, la 5 dimineața el umbră fără poze. Bine că ia certificatul, bine că îi face toate chestiunile astea.